Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit! Astăzi, cu ajutorul OnePlus, vă prezint telefonul abia lansat. OnePlus Nord QE 5G. QE vine de la Core Edition, adică ediția de bază a OnePlus, adică, practic, cel mai ieftin telefon lansat de OnePlus până acum. OnePlus, lansat inițial ca idee de alternativă la flagship-urile Samsung sau Apple, a ajuns în timp să se lovească de pragul de sus, vând foarte bine modelele de top, dar vreau să-și extindă cumva prezența. Și au profitat anul trecut de situația globală, au lansat brandul Nord. Brandul Nord ar fi un fel de mid-range pentru ei, ca să zic așa. Și au mers foarte bine, au avut rezultate foarte bune, vânzări foarte mari, totul e ok, telefonul e foarte apreciat, de fapt s-au extins până la urmă la 3 modele Nord și au zis, bun, ok, ne-am atins targeturile, totul a fost ok, dar ce naibii facem mai departe? Și asta facem mai departe, mergem și mai jos. How low can you go? Încă de pe 27 mai, CEO-ul OnePlus a ieșit pe piață și a zis că pregătește acest model QE 5G. Core Edition vrea să redea experiența flagship-ului OnePlus pe un telefon mai accesibil pentru majoritatea oamenilor. După aceea, pe surse și treptat au ieșit la iveală toate detaliile. Lansarea oficială a fost pe 10 mai și ați văzut atunci tot ce se poate vedea despre el. Astăzi îl scoatem din această cutiuță minunată. Este un kit special trimis de OnePlus în Europa și discutăm dacă, după cum arată, după specificații și așa mai departe, merită sau nu merită acest model. Anul acesta, lansarea OnePlus confirmă ceea ce s-a întâmplat și cu ceilalți jucători. Tot mai mulți merg în zona de telefoane accesibile, dar care să aibă tehnologii de ultimă generație. Să fie cel mai ieftin cu 5G, să fie cel mai ieftin cu o cameră de 108 megapixeli, să fie cel mai ieftin cu Android 11, să fie cel mai ieftin care are un procesor de mare putere. Și așa mai departe, cam asta este zona cea mai căutată și probabil aici se vor face cele mai mari vânzări, adică nivelul de masă, să zic așa. Însă, faptul că tot mai mulți jucători se duc în zona asta nu înseamnă neapărat că vor și vinde, adică nu știm dacă publicul va aprecia un OnePlus ieftin, dacă publicul vrea un telefon 5G, dar care e slăbuț pe partea de performanță. Toate astea sunt teste. Marii jucători vor vedea acum, după lansările astea, ce produs a mers bine, ce n-a mers bine, ce ar trebui să modifice și așa mai departe. În principal, problema esențială, cea mai mare, este că la nivelul de preț, să spunem 1500 de lei, ai foarte multe produse competitive și nu știi ce să alegi. Să-l alegi să fie 4G cu procesor mai bun sau să fie 5G, dar mai slab dotat tehnic. Și atunci oamenii vor avea o problemă în perioada următoare de a identifica cel mai bun telefon. Sigur că și după părerea mea, când mi se cere sfatul la achiziția unui telefon, eu îl recomand tot pe cel cu procesor cel mai bun, stocare cea mai bună și nu mă uit la 4G sau 5G. Dar poate că există oameni care vor viteză mare de net, au neapărat nevoie să aibă speed și probabil au și acoperire în zona lor, așa că își doresc 5G. N-am studiat foarte mult problema, oricum la noi e o situație de asta, nimeni nu știe nimic. Operatorii au lansat 5G pe spectru vechi, fără să aștepte licitația pentru spectru nou. Acoperirea e destul de redusă, performanțele sunt reduse fiind pe spectru anterior. Așa că mai durează până va fi o licitație, până se eliberează spectru, până se instalează noi echipamente pe nou spectru. Deci câțiva ani de acum înainte noi vom fi în urma tuturor, din cauza, în primul rând, a mediului politic. Trecând peste asta, să zicem că vrei neapărat un telefon 5G și nu ai buget de flagship, atunci te uiți la ce oferă Realme, OnePlus, Oppo, Vivo și ceilalți. Și Xiaomi, bineînțeles. Evident,
toate telefoanele cu 5G sunt puțin mai scumpe, pentru că procesoarele care conțin un modem 5G sunt mai scumpe. Alea 4G deja sunt peste tot și s-au ieftinit foarte mult și ăia vor să le vândă și ei, așa că ei poate să scadă prețul în continuare. Așa că confuzia crește. Haideți să scoatem din cutie OnePlus Nord C sau CE și să vedem cum arată, dacă pare atractiv din punct de vedere design, dacă are restul specificațiilor ok. Sunt două variante de bază, 8 GB de RAM 128, 12 GB de RAM cu 256 și aș recomanda ultima variantă pentru că nu are card, slot de card. OnePlus nu a avut sloturi de card, microSD și nu interesează partea asta cu stocarea. Deci vă recomand modelele cu stocare mai amplă. Hai să vedem cum arată și după aceea ce-au mai pus în cutiuța asta, că e mai mare decât una de telefon, și după aceea mai discutăm dacă merită sau nu merită acest model. Practic pare o cutie dublă, nu una normală de telefon, dar hai să vedem ce-au pus în acest media kit, care a venit direct de la mama lor de acasă, prin DHL. Tadam! Mi-au pus niște huse speciale pentru el și nu conține altceva. Au făcut de mai multe culori husele astea. Asta cu verde și picățele, asta cu negru, toate sunt cu picățele. Alb cu picățele și un mov senzațional, îmi place, nemaipomenit. Și haideți să vedem cum se prezintă Nord CE. Este practic un alternativă la terminalele mid-range, dar blue, foarte mișto culoarea, 12 GB de RAM, 256 de stocare și, mă rog, brandingul lor cu Nord, eu v-am zis că mie seamănă foarte mult brandingul ăsta cu cel de la Poco și cu cel de la Realme, dar na. N-au uitat să menționeze că au Android cu toate aplicațiile și serviciile Google, adică na, un fel de peste nas lui Huawei. Gata, să trecem la operațiunea de mascare. Impresii după prima demascare, mie îmi place, deși este un design destul de clasic. Are senzor de amprentă în display, după cum arată acest acțipil, și o să-l desfac, după care ne uităm în... O să-l deschid, după care ne uităm în cutiuță. E o cutie destul de sănătoasă, deci mă aștept să fie cam de toate aici. Avem husă transparentă pe lângă multe alea colorate. Cablul specific de OnePlus și un încărcător rapid, are și încărcare rapidă. Warp Charge. Și cam atâta, n-avem alte glume în program. Așa că scot asta de aici și ne uităm la telefon, cât de cât. Un model cu 3 camere pe spate, 64, principală, 8 ultra-wide și o cameră de 2 megapixeli adâncime de câmp. Pornește direct, ia să vedem la OnePlus din câte clicuri ajungem la interfață. Nu vreau deocamdată, hai să pun un Wi-Fi de curiozitate. Ecranul este de nivel bun, 6.43 inch cu AMOLED cu rată de refresh de 120. Procesorul e bun, Snapdragon 750, care este destul de rapid și dotat cu tehnologie 5G.
Iar v-am zis, la partea de interior, 12 GB de RAM, 256, un model destul de bun și competitiv. Nu vreau să copiez nimic. Nu știu dacă se vede pe cameră, dar are o folie instalată, se vede aici în zona camerei. Nu vreau să dau acum sign-in. Bun, interfața de OnePlus, o știe toată lumea. Ce să zic, pentru fanii companiei este o achiziție interesantă. Am avut ocazia să mă joc cu OnePlus Nord CE 5G Core Edition înainte de lansarea oficială. Mă rog, lansarea a fost săptămâna trecută, dar primele review-uri sunt publicate începând de astăzi și, ca de obicei, am ocazia să fiu printre primii care au testat acest telefon. Am înțeles ce au vrut să fac aici. Core Edition înseamnă că telefonul îți aduce funcțiile de bază OnePlus, adică Core, la un nivel de preț mai accesibil pentru toată lumea. Adică vor să-și crească și baza de utilizatori cu oameni care au un buget mai redus. OnePlus este compania care a apărut pe ideea de flagship killer. Adică ei au vrut să facă numai telefoane flagship care se bată cu mai mari industrie și fac unele din cele mai bune. Modelul OnePlus 9 Pro este un telefon complet cap-coadă care vă acoperă toate nevoile și are și un preț destul de bun. Faza e că numai cu telefoane flagship, singura companie care a rezistat pe piață este Apple. Deși și Apple folosește, să zic așa, o strategie de a răspunde nevoii de telefoane ieftine. Lasă la vânzare și telefoanele din generații mai vechi și plus de asta sunt cele second hand care sunt destul de ieftine. Astfel Apple, fără să producă un telefon slab, adică care să-i aducă foarte multe critici sau probleme de imagine, Apple vinde în continuare miliarde de telefoane pentru că le vinde pe alea mai ieftine, se vând pe toate site-urile, peste tot. Dar imaginea lor este de brand premium, super premium, care are numai produse de top. Pe de altă parte, Apple are și altă strategie, pentru că majoritatea banilor încep să vină din partea de abonamente, de aplicații premium, de muzică, de TV și așa mai departe, o chestie pe care o gestionează foarte bine și fac din ce în ce mai multe combinații de plătești mai puțin dacă faci mai multe abonamente deodată și așa mai departe. Pe când OnePlus se bazează pe vânzarea de terminale. Astfel, era clar că la un moment dat terminalele nu vor fi suficient de multe, nu vor vinde suficient de multe încât să facă profit doar din flagship. Și anul trecut au lansat pentru prima dată Gama Nord. Gama Nord sunt terminale foarte bune, dar de nivelul mid-range, adică nu au pretenții senzaționale. Au ecrane bune, procesoare bune, cameră foto bună. Chiar la asta mi-a plăcut foarte mult camera, adică vă spun, o să și vă arăt ce poze am făcut cu el. Este de o calitate bună. Și toată faza vine de la soft, pentru că anul ăsta au semnat parteneriatul ăla cu Hasselblad și au adaptat softul de la camera foto pentru toate aplicațiile lor, astfel încât imaginea să iasă mai bine. Telefonul la fel, îmbine toate chestiile astea, are un display AMOLED foarte bun, are procesor bun, cu nuclee de putere, arhitectură modernă și așa mai departe, are 5G, are o baterie destul de mare cu o încărcare de 30W, destul de ok. Are camera de 64 de megapixeli, adică îmbine toate chestiile astea. În versiune de bază, el costă 300 de euro, adică probabil o să fie vreo 1500-1600 la noi, că mai se mai pun taxe și chestii. Eu am testat versiunea cu 12 GB de RAM și 256 de stocare, care este vreo 400 de euro, adică se duce la 2000 de lei, 2000 de euro. Faza e că e bine să alegi versiunea cu stocare mare pentru că ăsta nu suportă carduri de memorie. OnePlus au avut de la început o problemă cu cardurile, au zis că nici Apple nu folosesc și au sărit peste carduri de memorie, deci vă recomand modelele cu stocare destul de mare. Dar oricum 128 de giga este și ăla suficient. Dacă nu vă apucați de filmare 8K și alte chestii care să consume foarte mult spațiu, 128 e ok. Au și o ofertă de preț specială, o să vă prezint eu detaliile la finalul clipului. Deci versiunea de bază 6 GB de RAM 128 este la 299 euro, 8 GB de RAM cu 128 este 329 euro,
iar versiunea mea de top 12 GB de RAM 256 de stocare este la 499 € și o să vă zic cum e cu precomenzile și cine primii telefoanele. Deci aveam un telefon în stilul OnePlus tradițional, adică nu diferă mai nimic ca față de un OnePlus, ba cred că au avut designul ăsta cu camera pusă cu trei lentile lateral. Branding aici pe spate frumos. Are culoarea asta care se schimbă în funcție de cum bate lumina. Și v-am zis, păstrează și mufa de căști și mufa USB Type-C jos. Aplicațiile normale nu e băgat nimic față de... Mă rog, au și Booking, dar nu sunt așa extraordinar de multe. OnePlus Switch este aplicația lor care îți permite să transferi de pe alt telefon. Și văd că e și PUBG instalat, n-am avut ocazia să testez. Vă arăt acum ce teste am făcut eu pe el, ce și cum, și după aceea mai vă arăt camera foto, display-ul și așa mai departe. Cu multe teste, pentru că la început nu mergeau toate testele, a avut o actualizare de OxygenOS legat de culori, probleme și stabilitate, Android Security Patch, 4500 de mAh, a ținut ok, nu pot să zic. Ecran OLED 6.43 cu 2400x1080 și 409 pixel per inch. Adreno 619 e decent pentru jocuri. Aici dădea eroarea cannot install și am încercat o mulțime de chestii, inclusiv din APK-uri, dar nu mergeau nici așa. Și am făcut testul clasic de baterie cu YouTube de la 40%, a mers 5 ore și a ajuns la 20%. Deci după 5 ore de YouTube a consumat doar 20% din baterie. Scorurile pe benchmark sunt modeste, 636 single core, 1800 multicore, undeva la jumătatea clasamentului. Cele mai puternice telefoane de astăzi au 1200 și 3600. Îl vedem și pe aici cum se compară cu alte modele, e departe și la fel, stocarea nu este senzațională, văd că a stat bine totuși la viteze, chiar dacă e 2.1. Uite aici, încercam să instalez APK și îmi spunea de roză problem. Toate astea au dispărut din momentul lansării oficiale, probabil până atunci n-au vrut ei practic să-l lase. Am mai făcut un test de FPS-uri care a ieșit cu 60 de FPS-uri, deci nu a vrut să meargă mai mult. Și după care au început să meargă benchmark-urile de mare putere. 8300, 400.000 în Antutu, e un scor destul de bun, 1100 în Wildlife. Și autonomia a ieșit 15:36 cu mici ajustări, adică luminozitatea a fost scăzută și power saving activat. Dar, practic, eu mă așteptam să țină mai mult, dar se pare că ecranul consumă destul de mult. Și cam asta e cu testele. Mi-a plăcut foarte mult pe partea de fotografie. Am avut și alte telefoane pe care le testez în paralel. Și niciunul nu se apropie la calitatea imaginii de ce au reușit ăștia pe un telefon de 300 de €. Adică, bine, v-am zis eu, este și ecranul foarte bun, dar calitatea camerei foto este foarte, foarte bună și nu mi-a ieșit nicio poză în ceață, adică a făcut un focus ca lumea și detalii pe poză foarte ca lumea. E adevărat, e senzorul de 64, senzorul de 64 în general s-a descurcat foarte bine pe toate telefoanele, dar îmi place modul de procesare și culorile pe care le oferă ăsta, nu știu, mi se pare foarte bun. Uite și tu, poți să mărești să vezi gând de ce e ăștia și se văd detaliat, adică nu, nici cu... astea de top nu prea reușești o poza de o claritate atât de mare. V-am zis, foarte multe mișto, o cameră pe care o recomand cu căldură pentru cei care sunt pasionați de foto, dar nu au un buget foarte mare. Aici am făcut eu niște selfie-uri și nu vreau să le arăt la toată lumea, o să dau asta înapoi. Vreau să vedem dacă e conectat să facem testul de video și audio. Da. Să-l conectez aici.
un singur difuzor plasat în partea de jos. Se aude ok, dar nu senzațional. Display-ul este iarăși un punct foarte la acestui telefon, se vede senzațional, mai ales filmele care sunt la rezoluție înaltă. Chiar dacă el este Full HD+, se vede foarte bine și nu ai nevoie să scazi rezoluția. Bun. Cam asta este cu OnePlus Nord CE 5G, telefon de bază, dar care are toate funcțiile de flagship și are toate tehnologiile necesare pentru a avea o experiență foarte bună cu telefonul mobil. Asta e, asta își dorește fiecare, o experiență bună cu telefonul mobil. Sigur că v-am zis, nu se bate cu Poco, nu se bate cu alte terminale, de exemplu, cum era Moto G100, care era tot vreo 2000 de lei, dar ăla are procesor super rapid și se mișcă totul super bine și camerele sunt comparabile și așa mai departe. Este un terminal mai degrabă pentru cei care nu pun focus pe performanță. Pun focus pe toată experiența. Asta vrea să ofere OnePlus, o experiență bună pe toate terminalele, indiferent de preț. Cei care, care vor neapărat OnePlus Nord că e și vor să îl cumpere direct, pot să o facă pe site-ul oneplus.com. Ei o să primească și primii terminalele. Iar în România cred că sunt precomenzi până pe 21 iunie și va fi livrat după 21 iunie, va fi disponibil pentru toți. Acum, na, e un preț relativ ok la versiunea de bază 1500 de lei, dar are foarte mulți competitori, cum am văzut de la începutul anului. În primul rând, Samsung Galaxy A52 5G, care e un terminal foarte bun și comparabil la toate capitolele. Pe urmă Xiaomi cu multe modele, deci Redmi Note 10 Pro, Mi 11 Lite 5G și așa mai departe, toate sunt cam în zona asta de preț și se cam bat cam pe aceleași chestii. Iar OnePlus face această promisiune că ai o experiență bună. Una tu pentru OnePlus este softul care întotdeauna a fost lăudat, însă există și utilizatori care s-au plâns de el, adică da, e rapid, merge totul bine, interfața intuitivă și așa, dar ei spun că nu primesc notificările la timp, că ele rămân undeva suspendate și pierd chestii importante pe care le-ar fi vrut să le vadă mai repede. Acum, eu nefiind utilizator de OnePlus ca telefon principal, n-am observat nicio problemă din punctul ăsta de vedere, ba mi se pare că veneau notificări, dar v-am zis, numai în utilizarea asta continuă timp de mai multe luni îți poți da seama de un dispozitiv cât de bun este. Din punctul meu de vedere, ăsta e foarte bun și îndeplinește toate cerințele la toate capitolele. Eu cred că se va vinde destul de ok, pentru că pe de o parte, oamenii vor o alternativă la Samsung și la Apple și la acum și la Xiaomi, care Xiaomi pierde prin fazele alea pe care le face cu sistemul de operare, A, trimite date în China și așa despre fiecare utilizator, B, oferă diverse reclame prin meniurile alea, ceea ce e nervant până la urmă, oricât de fan Xiaomi ai fi, să primești reclame e ceva deranjant. Mă rog, sunt și unii care n-au nicio problemă, sunt mulți care n-au nicio problemă cu reclamele, dar mulți utilizatori pierd așa. Iar, sincer, acum gândindu-mă ca utilizator simplu, aș alege o interfață, un sistem de operare cât mai simplu, adică cât mai aproape de ăla basic, mie mi se pare ăla cel mai corect, cel mai simplu, cel mai rapid. Bun.
asta a fost cu OnePlus Nord CE. Stați aproape că mâine este o lansare super importantă. Pun și episodul de podcast pentru că ăla era programat dinainte și o să fie. Deci avem conținut și divertisment pentru săptămâna asta și ne auzim în curând cu teste noi. Și nu uit să dau premiile la concurs cum le-am promis, cele două telefoane rezistente. Așa că suntem acoperiți pe săptămâna asta. Stați aproape că urmează multe alte surprize noi. Baftă! Ciao! Cu sprijinul mobiledirect.ro, huse și accesorii pentru telefonul tău.